Prăbușirea sistemului medical din Venezuela a dus la apariția unor boli care ar fi putut fi prevenite, cum ar fi pojarul sau difteria. Human Rights Watch și Johns Hopkins au realizat un raport după ce au chestionat mai mulți refugiați din Columbia și Brazilia, printre care și cadre medicale. Se estimează că deja au avut loc 9300 de cazuri de pojar în Venezuela din iunie 2017, în timp ce între 2008 și 2015 s-a raportat un singur caz. S-au găsit 2500 de cazuri de difterie din iulie 2016. Omul tare al Venezuelei, Nicolas Maduro, a oprit intrarea unor ajutoare umanitare și medicale. Raportul face apel la ONU să intervină pentru ca ajutoarele să poată intra în țară.